Ții. Întrebarea pe care o citiți pe micul ecran este de fapt o întrebare pe care cred că ar fi bine mulți dintre noi să ne o adresăm. O întrebare la care cred că merităm să aflăm un răspuns, dar totodată să conștientizăm partea pozitivă și partea negativă a vieții noastre, să găsim de fapt minusul din viața noastră și să reparăm anumite greșeli care au legătură cu modul în care ne-am comportat, ne comportăm atât cu noi, cu cei din jur, dar în mod special cu universul din care cu toții facem parte. Știți că există legi scrise pe care noi le respectăm și aici mă refer la legile justiției, legile civile, dar și legile spirituale, care sunt regăsite de altfel în cele 10 porunci. Însă sunt și legi nescrise care teoretic nu sunt cunoscute și care ar fi bine să le cunoască lumea tocmai pentru a învăța ceva și pentru a nu repeta anumite greșeli care în anumiți ani ai tinereții le-am făcut, poate din lipsa de experiență de viață, din lipsa de cunoaștere sau din lipsa de încredere în noi sau de încredere înainte de toate în puterea lui Dumnezeu. Despre aceste legi nescrise vă voi vorbi, pentru că în aceste legi nescrise este regăsit răspunsul la această întrebare pe care o citiți pe micul ecran, de ce unii oameni nu reușesc să se realizeze în viață. Este trist. Este trist să te gândești că există oameni care au trăit o viață întreagă și n-au realizat nimic, n-au putut marca cu nimic acest timp care le-a fost dat de Dumnezeu. Oameni care, prin felul lor de a gândi, de a-și organiza viața, de a se comporta atât cu cei din jur, dar în mod special cu grija pe care trebuiau să-și o acorde la un anumit moment corpului, dar înainte de toate sufletului, astăzi sunt într-o situație destul de neplăcută, pentru că nu știu ce să răspundă la această întrebare și dacă ar fi să le dai o hârtie să-și descrie momentele importante și punctele forte care au condus spre realizarea sau îndeplinirea unor vise, s-ar gândi poate ore în șir și n-ar ști ce să scrie. De aceea am punctat aceste legi nescrise și am încercat să le conturez citind de altfel și alți psihologi, psihoterapeuți sau citind de altfel cărțile unor mari trăitori din Biserica Ortodoxă și nu numai. Și am făcut un rezumat ca eu să vă pot răspunde astăzi cât mai profesionist și prin răspunsurile mele să vă stârnesc curiozitatea de a înțelege unde greșiți, ce trebuie să reparați și ce aveți de făcut ca de azi înainte viața voastră să se schimbe. Tocmai de aceea apelez la cei care acum mă urmăriți în direct, pentru că știți că de regulă în fiecare zi de sâmbătă seara vin și vă vorbesc în direct, cu excepțiile în care reușesc de în timpul săptămânii, vin și mai fac și alte emisiuni pe care le puteți urmări în fiecare seară de la 8 sau de la orele 20 sau 21. Și de aceea v-aș ruga să vă sunați copiii, nepoții, rudele, să asculte această emisiune care cred că va fi foarte educativă și care cred că va avea multe să vă spună, pentru că din tot ceea ce vă vorbesc ca preot, ca profesor,
Sunt multe lucruri noi pe care le descoperiți și nu le știți. Și aș vrea ca să vă fac să le înțelegeți, iubiții mei, ca prin învățăturile mele și prin recomandările mele să vă amintiți atunci când veți reuși că poate la începutul a ceea ce ați reconstruit am avut și eu o contribuție. Deci cele 10 legi nescrise care sunt cuprinse de altfel de univers au legătură directă cu noi, pentru că noi suntem parte din univers și noi avem de altfel o obligație față de Dumnezeu și față de tot ceea ce se numește viața pe care ne-a dat-o, bună sau rea, și care, din păcate, această obligație noi o neglijăm sau de multe ori nu considerăm că este necesar să o aplicăm în zilele noastre și să arătăm de altfel ceea ce este important atunci când primești un dar, pentru că viața pe care o aveți, indiferent că este bună sau rea, este un dar. Și această recunoștință, despre aceasta vă voi vorbi, este de fapt prima sau primul element de care noi ar trebui să ținem cont atunci când ne propunem să ne schimbăm viața sau să organizăm lucrurile să fie diferite de cum au fost până acum, ca să avem de altfel, cel puțin de azi înainte, de mâine, o altă gândire și o altă dimensiune în care să trăim, să conviețuim și să ne schimbăm viața. Deci prima lege nescrisă este de altfel amintită de ceea ce vă spuneam, de un cuvânt atât de simplu, dar foarte valoros, numit recunoștință. Și aș vrea să vă întreb, câți dintre cei care astăzi mă urmăriți, ascultați emisiunile mele, ați mulțumit în fiecare dimineață sau în fiecare zi lui Dumnezeu că v-ați trezit, că vă puteți face poate o sfântă cruce, că îi puteți mulțumi prin gura, prin priveliștea frumoasă pe care o vedeți, că aveți lumina zilei, pentru toate aceste daruri, dacă i-ați mulțumit vreodată lui Dumnezeu. Vă spun că din numărul de pe Mapamond al milioanelor de oameni care îl ocupă, acest pământ, cred că 0,1% sunt aceia care mulțumesc lui Dumnezeu că s-au trezit, care își fac poate o cruce sau dacă nu își fac o cruce, cel puțin își înalță privirea spre cer și spun mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat o zi pe care te rog să mi-o încredințezi, să fie cu bunătate, cu iubire și cu dragoste. Deci aceasta este prima virgulă din viața noastră pe care noi teoretic am ignorat-o și care, nefăcând-o, neconsiderând că e necesar să recunosc sau să-i mulțumesc Dumnezeu când mă trezesc, teoretic n-am reușit sau n-am ajuns la performanța de a-mi deschide prin ea prima ușă, ca de la ora 7, 6, 5, 9, 10, la cât ne-am trezit, să putem să ne începem ziua cu bine. A doua regulă și care zic eu că este foarte importantă este legată de grija pe care trebuie să ți-o acorzi în primul rând trupului și aici cu siguranță că la capitolul acesta cu toți îmi veți da dreptate, nu cred că există om care să plece cu mici excepții, nu vorbim de cei care săracii trăiesc în canale. Dar nu cred că există un om care are cât de cât un sentiment de apreciere față de el să plece din casa lui fără să se privească în oglindă. În momentul în care te-ai privit în oglindă, înseamnă că tu, ca om, înțelegi că este necesar să ai o grijă față de sufletul, de trupul tău, mă iertați,
de acest trup numit în termeni științifici sau cum vreți să-i spunem, materie. Mă piaptăn, mă aranjez, doamnele se coafează, se machează, se rujează ca să arate bine, se îmbracă frumos sau mai puțin frumos, nu contează, dar atunci când ies în public să fie admirate sau noi, bărbații, să nu ieșim așa cu pletele în vânt sau neîngrijiți. Această grijă pentru trup este importantă pentru că are legătură cu stima ta, stima de sine. Însă, atât de mult cum îți îngrijești trupul, este necesar să-ți îngrijești și sufletul. Și aici avem deja prima problemă. I-aș întreba pe toți cei care se uită și se privesc de altfel în oglindă dimineață. I-aș întreba pe toți cei care seara când merg probabil la baie pentru că se pregătesc de somnul de noapte, se întreabă și se gândesc sau își întreabă conștiința câte fapte bune au făcut și câte fapte rele. Și în momentul în care se pun la somn, dacă au vreo mustrare de conștiință sau nu, și dacă în momentul în care s-au așezat în pat să se pună la odihnă, spun o scurtă rugăciune, mulțumindu-i lui Dumnezeu că le-a dat o zi cu probleme mai mici sau mai mari, dar care până la urmă s-a încheiat cu bine, pentru că te pui în pat și poți să te odihnești în casa ta, în patul tău, pe care nu le-ai fi avut, iubite suflete, dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit ca tu să ai o casă, un pat, indiferent că este proprietate sau stai în chirie, dar toate aceste mișcări și toate aceste rânduieli pe care tu ți le-ai modificat de-a lungul timpului, te-ai mutat dintr-un oraș în altul, te-ai schimbat dintr-un domiciliu în altul, ți-ai schimbat locul de muncă și așa mai departe, au fost și sunt rânduite de Dumnezeu. Nimic din capul nostru, firul de păr, nu se mișcă fără știrea lui Dumnezeu. De asta vă asigur și vă rog să țineți minte acest lucru. Am vorbit acum de grija pentru trup, de care aveți, o aveți în atenție, sunteți concentrați ca să vă fie totul cât de cât bine, corpul să arate bine sau să fie îngrijit. Problema pe care noi o avem și care este a doua virgulă în calea evoluției noastre materiale și spirituale este sufletul. Mă veți întreba ce legătură are sufletul cu evoluția mea materială. Vă spun că are o legătură foarte mare. Pentru că sufletul, în el, în sufletul tău, iubite creștine, se produc acele emoții care vin din gândirea pe care tu ți-o transformi de multe ori din rai în iad sau, sigur, un caz fericit să ți-o transformi din rai, din iad în rai, pentru că oamenii de multe ori gândesc și vă spun peste 50% influențați fiind de anturaje, de prietenii și de anumite comentarii răutăcioase sau mai puțin răutăcioasele ale așa zisilor prieteni pe care avem zilnic lângă noi și care ne pot da anumite recomandări sau își pot da cu părerea, dar să știți că de multe ori părerea unui prieten sau unei rude sau de multe ori aici greșesc și părinții când se implică prea mult în viața copilor, părerea lor nu trebuie să fie neapărat cea mai bună și nefiind conturată într-o realitate a timpului prezent, oamenii suferă pentru că iau anumite decizii pe care le regretă ulterior și care n-au fost asumate sau n-au fost gândite de mintea lor în rezonanță cu sufletul. De aceea, grija pentru trup trebuie să fie soră cu grija pentru suflet. Cât de mult te îngrijești pentru trupul tău,
să ai analize, să-ți fie bine, să fii sănătos, trebuie să te îngrijești pentru suflet. V-aș întreba acum pe toți cei care mă urmăriți la această oră, cât sunteți corigenți la această întrebare? Cât de mult v-ați prețuit sufletul? Când v-ați spovedit ultima dată? Îmi veți spune mulți, acum o lună, acum două luni, acum 6 ani, poate unii veți spune, nu m-am spovedit niciodată. Și dacă nu te-ai spovedit niciodată, sau dacă te-ai spovedit acum 6 luni și dacă de 6 luni nu te-ai fi spălat pe corp și nu te-ai fi îngrijit, cum ai fi arătat azi? Și trebuie să înțelegeți că cele două entități, materia și spiritul, sunt egale, iar cea mai puternică dintre ele este spiritul, adică cea care are legătură cu emoțiile, pentru că emoțiile sunt cele care ne conduc în viață și de multe ori emoțiile depășesc, credeți-mă, și s-a dovedit. Vă rog să priviți în justiție, în instanță, câte procese legate de divorț, legate de anumite decizii pe care noi le-am luat prin influența emoțiilor, nu ne-au condus la această suferință. Emoția este cea care te conduce. Emoția este de fapt glasul sufletului tău care atunci când este trist, atunci când este panicat că nu îi se întâmplă nimic bun, se agață de orice speranță sau de orice șansă care nu neapărat poate fi cea mai bună la momentul la care ești pus să faci o alegere. Și te trezești la un moment dat că ai fugit de acasă pentru că te certa mama și tata și te-ai căsătorit cu un individ sau cu o individă, cu o doamnă sau cu un domn, care ți-a transformat viața în chin și într-o suferință care greu o mai poți îndrepta, pentru că te trezești la un moment dat singur într-o lume sau într-o mare atât de învolburată în care nu știi cum să ieși și ce cale să alegi ca tu să-ți schimbi viața și să depășești aceste momente triste care te-au marcat sau te pot marca pentru toată viața. Deci, a doua lege despre care v-am vorbit, grija pentru suflet și pentru trup sau pentru trup și suflet, este foarte importantă pentru că această grijă, de fapt, este grija ce este strict legată de stima de sine pe care tu ți-o poți acorda ție și sufletului tău. Și într-una dintre predicile mele spuneam să nu dați voie nimănui să vă amărască sufletul, pentru că în sufletul vostru este regăsit glasul conștiinței lui Dumnezeu, în care trebuie să poposească demnitatea lui Dumnezeu pe care El ți-a dat-o ție ca om, ca tu să fii demn, ca tu să fii iubitor de semeni și înainte de toate să te iubești pe tine, pentru că câtă vreme nu ai grijă de tine și câtă vreme nu-ți prețuiești propria viață, n-ai cum să înțelegi sau să prețuiești pe acelor din jur. În cărțile pe care le vedeți pe micul ecran am vorbit despre acest lucru și este important să rețineți că această demnitate despre care v-am vorbit și care este regăsită în sufletul nostru, mulți ne-o pierdem pentru că nu gândim la ceea ce ne spune sufletul, ci gândim mai mult la ceea ce ne transmite interesul material și spunem, lasă că merge și așa, ne acomodăm cu această idee a suferinței, credeți-mă, sunt oameni care habar n-au ce înseamnă să fie fericiți. Fericirea, pe scurt, este tradusă în liniște. Deci, sunt unii oameni care trăiesc într-o continuă adrenalină, într-un continuu șoc și care, de altfel, nu înțeleg că n-avem 5 vieți, avem una singură
și aș vrea să vă întrebați din 50 de ani de viață sau 60 sau 70, câte zile sau ani sau luni ați reușit să fiți pe deplin fericiți și liniștiți, să n-ai niciun stres și nicio grijă și cu toate acestea să ai o viață disciplinată în care ai avut grijă de tine și ai avut înainte de toate grijă de suflet, fiind într-o rânduială și într-o pace cu cei din jur, cu tine și cu Dumnezeu, rugându-te, postind, mergând la biserică și mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru tot câte, pentru toate câte ți le-a dat, bune sau rele, pentru că în viață apar și surprize pe care nu le gândești, dar câte vreme ești în armonie și în acord cu Universul, îl ai partener și reușești să scapi cu bine din orice încercare pe care o poți avea. Deci, să țineți minte că cea de-a doua regulă este mult încălcată, v-am spus, cum? Prin lipsa grijii de suflet sau prin lipsa interesului nostru de a avea grijă de sufletul nostru, de a avea grijă de ceea ce numim noi emoție. Credeți-mă, emoția este regăsită de altfel și în ceea ce numim și în ceea ce de altfel scriu mulți înțelepți ai vremii, iubirea. Emoțiile sentimentelor frumoase pe care noi le nutrim sunt unice. Dar din păcate iubirea este oarbă și pe mulți dintre noi, bărbați sau femei, ne-a orbit și nu înțelegem să facem diferența între momentul în care ne este bine sau ne este rău, dar noi iubim. Și aș face o mică paranteză referindu-mă la soțiile care sunt maltratate, umilite, jignite, bătute de soți și care cu toate acestea îi urmează, vin, depun acatiste, se roagă, peste 3 săptămâni vin cu ochii umflați și spun: părinte, îl vreau pe el, și spun: Doamnă, acest om îți chinuie viața. Aici vor veni mulți confrați să-mi spună: păi nu e bine ce le spui, trebuie să rabde. Și vă spun că nu sunt de acord cu această recomandare. Nu poți să stai într-o relație în care nu te regăsești. Nu poți să stai și să suferi singur în doi. Și acum trec la treia regulă. De ce nu fac oamenii schimbări în viața lor? Din cauza fricii. A treia regulă nescrisă din univers, dar pe care foarte mulți o avem, este regăsită în teama de a ne schimba. De a ne schimba viața și de a face ceva concret, cum se spune în popor, de a rupe pisica și de a ne îndrepta viața din iad, să o transformăm în rai, luând o decizie fermă de azi înainte: nu o să mai dau voie nimănui să mă umilească, nu o să mai dau voie nimănui să mă aduc în starea de suferință și de azi înainte vreau să trăiesc în liniște și în fericire. Nu poți să trăiești în liniște și în fericire dacă nu îl ai aproape de tine pe Dumnezeu. Deci vreau să înțelegeți, iubiții mei, că această regulă despre care vă vorbesc trebuie să o eliminăm. Pentru că această regulă, consternarea, frica, este piedică în calea evoluției noastre. Este o regulă care, vedeți, este total diferită de celelalte reguli. Această regulă ne spune: nu trebuie să fie frică de nimeni și de nimic decât de Dumnezeu, de justiția divină și de justiția, sigur, umană a oamenilor, pentru că dacă ești în armonie cu legea divină și cu cea umană, n-ai nicio problemă și îți vei trăi viața cu bune și cu rele.
dar toate relele le vei depăși câtă vreme îl vei avea pe Dumnezeu lângă tine. Eliminați frica din viața voastră, iubiții mei. Eliminați din viața voastră tot ceea ce este rău, pentru că răul pe care de multe ori îl tolerăm în viața noastră este menținut de acel moment numit obișnuință. M-am obișnuit să fie așa. Că știți că mulți vă mințiți. Vă mințiți, cum se spune, ca la meteo, privindu-vă în oglindă, vedeți doi ochi triști care plâng, vedeți o față posomorâtă și un suflet foarte trist și cu toate acestea ziceți, las, mergem înainte. Tristețea, suferința și toate celelalte care o însoțesc îmbolnăvesc corpul fizic, dar ce este grav că îmbolnăvesc mintea și omul ajunge la un moment dat să-și piardă ceea ce este regăsit în a patra, să zic, regulă nescrisă a Universului, să-și piardă încrederea în ei și în Dumnezeu. Și această regulă ne spune să nu-ți pierzi niciodată încrederea în tine. Renunță la frică. Frica nu are ce căuta în viața ta. Eu nu respect legea de frică. Eu respect legea din conștiință și din aprecierea pe care o am față de tot ceea ce mi-a dat Universul. Frica este de la diavol. Și psihologii ne spun că cei care reușesc să aducă frica în mintea oamenilor și să le implanteze pot face cu ei ce vor. Că un om care este consternat de frică nu mai gândește, este vulnerabil și prin prisma emoțiilor pe care frica le generează poate fi dirijat spre autodistrugere și spre o viață care nu se mai numește viață și se numește chin. Deci, vorbind despre încredere, aici, iarăși, dacă ar fi să vă întreb câți dintre voi aveți încredere în tot ceea ce faceți și câți dintre voi la încrederea pe care v-ați propus să vă reconstruiți în tot ceea ce faceți, vă mențineți deciziile pe care le luați și care nu pot fi clintite sau care nu pot fi îndoielnice, pentru că aici, de fapt, diavolul intervine și dacă stăm să analizăm toate punctele pe care vi le-am spus până acum, diavolul are un rol foarte semnificativ de a vă scoate din normalitate și de a vă introduce în acest iad în care mulți trăim, iadul fricii, iadul nesiguranței și iadul suferinței. Deci, încrederea de fapt are o mare legătură cu ceea ce crezi tu despre tine, în ce crezi și concret ce faci pentru ceea ce crezi. Și aici aș vrea să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră nu mergeți la o biserică, poate și la biserica noastră? Și vin unii, așa zici, deștepții vremii și vă scot din acest dar al bucuriei pe care vi l-ați dăruit sau vi l-ați dat vouă, de a veni și de a vă ruga. Vă scot de acolo și vă spun, a, de ce să te duci? Nu te duci la biserică. A, să stai acasă. Ce, preotul ăla, X sau Y, indiferent cum s-ar numi, te duci la el și începe să-ți arunce venin. Venin care îți umple de îndată, culmea, mintea, de întuneric și te scoate din acest drum al încrederii, care de fapt este foarte important pentru evoluția ta spirituală, dar și materială,
Și repet pentru cei care poate ați deschis mai târziu televizorul că pentru a reuși material este foarte important ca și spiritual să fii împăcat cu tine însuți și împăcat cu Dumnezeu, pentru că în tot ceea ce faci, dacă nu există binecuvântare divină, dacă nu respecti anumite legi ale Universului, ai primit 10 lei, dă un leu celui sărac, ajută-l și pe el, dă un leu bisericii unde te-ai botezat și unde ai venit și ți-ai spus rugăciunile când ți-a fost greu, dă un leu părinților tăi care ți-a dat viață, plătește cezarului ce este a cezarului datoriile față de stat și de restul să-i mulțumești lui Dumnezeu că ți-a dat și să te bucuri pentru tot ceea ce ai primit. Unde își pierd oamenii încrederea? Sau de ce își pierd încrederea? Pentru că sunt suficiente voci a unor oameni atât de mici care nu pot fi descriși în cuvinte, care au grijă să le spele mintea și creierul prin manipularea pe care o au. Și credeți-mă că, din păcate, sunt oameni și în lumea noastră, și în lumea avocaților, a medicilor, care au acest talent de a vă spăla creierul și de a vă spune: nu e bine să faci asta, trebuie să faci ce spun eu. Cine ești tu, eu, ca tu să dai anumite indicații și direcții unui om, ca acela să nu poată să se bucure de ceea ce i-a oferit Dumnezeu? N-ai voie să faci asta, n-ai voie să... Sunt mai multe n-ai voie decât ai voie. Și culmea, sunt consternat și mirat că se duce lumea buluc acolo, știți? Pentru că unora le place să fie chinuiți, să aibă canoane cât mai grele. Și unii primesc canoane de câte 8 ani, 7 ani să nu se împărtășească. Și după aceea vin și plâng: părinte, m-a oprit de la împărtășanie. Și acum aș vrea să vă întreb, cine are garanția că tu, din momentul în care mă privești pe mine, încă 7 ani de zile vei trăi și după 7 ani și o zi te vei putea duce să te împărtășești pentru că ți-ai primit vrednicia? Și vă spun, cu astfel de gândire te poate coborâ mai jos decât te-ai dus la momentul în care îți căutai de fapt liniștea și echilibru. De aceea le recomand celor care vor să citească cartea Sacroterapia, Medicina Sufletului, primul manual de sacroterapie pe care eu l-am scris în România, pentru a înțelege de fapt ce vreau să spun în momentul în care eu vin și vă învăț și vă spun anumite lucruri care sunt foarte importante de știut. Pentru că atunci când vrei să tratezi o suferință a trupului, te duci la medic și medicul spune: pentru durerea de picioare iei o anumită pastilă, pentru durerea de cap iei o altă pastilă, pentru durerea de stomac iei o altă pastilă. Deci fiecare durere are pastila ei. Același lucru se întâmplă și în viața noastră. Dacă ai o anumită problemă legată de blestemul de neam, există anumite rugăciuni și dezlegări. Dacă ai o anumită problemă că nu te poți căsători sau nu ți-ai găsit soarta sau n-ai pe nimeni, există anumite rugăciuni. Și pentru că am ajuns la acest subiect, această carte, Pachetul Bucuriei, îl vedeți aici, este cea mai complexă carte cu toate acatistele și dezlegările pe care orice om mirean le poate citi. Și se poate ruga pentru dezlegarea sufletului, dezlegarea de anumite blocaje pe care le-a moștenit sau și le-a creat singur. Dar ca să reușești să te deblochezi de un blestem, de o vrajă, de un anumit necaz pe care l-ai, trebuie să ai încredere în ceea ce-ți spun și să ai încredere în tine că făcând asta vei reuși, dar numai cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu n-ar fi fost în viața noastră, la ora aceasta nu m-ați fi ascultat și poate nu v-ați fi deschis mintea spunând: măi, omul ăsta poate are dreptate. Vă întreb, ce pierdeți dacă faceți acest mic efort de a vă lua acest pachet al bucuriei, citind
în fiecare zi câte o dezlegare sau câte o rugăciune în care vă regăsiți problema care o aveți sau în cartea Sacroterapia, citind de altfel, să înțelegeți care sunt cauzele esențiale care conduc spre suferința trupului și a sufletului și ce legătură au ele cu ceea ce vă spuneam eu acum, încrederea, pe care trebuie să o aveți și să vă fie neclintită, pentru că încrederea este strâns legată de a cincea lege a Universului numită credință. V-aș întreba pe mulți dintre dumneavoastră, și dacă ar fi să întrebăm 1000, nu 100 de români sau de oameni, crezi în Dumnezeu? Vă spune, da, cum să nu cred? Foarte frumos. Dacă crezi în Dumnezeu, aș vrea doar pentru câteva secunde să priviți în jur la oamenii care vin la biserică și sunt atât de superficiali. Vin la biserică nu neapărat cu interesul de a-și rezolva problema, cât de a spicui, de a vedea cum se îmbracă vecina, vecinul. Și nu o să fie atenți la slujbă, am avut astfel de experiențe. Bârfesc ore în șir, toră în continuu, de parcă n-ar fi avut timp să vorbească. Sau ce este mai grav, slujba se ține în biserică și foarte mulți oameni sau tineri sunt pe telefon, pe Twitter, pe Facebook, exact când ar trebui de fapt să fie conectați cu energia lor, cu gândirea lor, la credința, la încrederea și puterea lui Dumnezeu, care sunt strâns legate și de fapt de care tu ai nevoie ca să-ți rezolvi problema, de a te căsători, de a te dezlega de anumite piedici, de a te debloca, de a-ți trimite Dumnezeu oamenii de care ai nevoie ca tu să te realizezi în viață, ca tu să depășești momentul din care ești și să ieși din acest iad în care te învârți așa ca atitirezul, iertați-mi expresia, și n-ai înțeles nimic. Aici, iubiții mei, aș vrea să mă ocup și să îmi ocup puțin timpul de a vă explica cât de important este acest sau cât de importantă este această lege regăsită în credință, în încredere și de asemenea în speranța pe care noi ca oamenii trebuie să o menținem și să nu o lăsăm să dispară, pentru că dacă ți-ai pierdut speranța, dacă ți-ai pierdut încrederea în tine și în Dumnezeu și ți-ai pierdut și credința, ai pierdut totul. Pentru că aici, aici este și sufletul care îți vorbește, care prin glasul conștiinței, a gândirii tale, a modului tău de a fi, de a-ți organiza viața, îți spune de multe ori ce este bine să faci, ce nu este bine să faci. Credința ta comunică prin glasul pe care tu îl înalți către cer, strigând după ajutor. Și glasul acesta vine dintr-un suflet care ne dă lacrimi și lacrimile sunt cuvintele sufletului care ne vorbesc și care vin și ne cer nouă socoteală. De ce îngădui să fiu umilit? De ce îngădui să fiu batjocorit sau batjocorită? De ce nu mă prețuiești așa cum îți prețuiești trupul și cum te îngrijești să ai grijă și de mine? Și vă spun că mulți ați avut astfel de momente în care sufletul vostru a strigat din voi și a cerut ajutorul. Și pentru că vorbim de încredere, vorbim despre credință și speranță, vreau să fac o mică paranteză și să vă vorbesc pentru câteva secunde de Sfântul Dorințelor, Sfântul Pangratie, pe care îl veți vedea pe micul ecran,
Acest sfânt sărbătorit pe 9 iulie, a cărui sfinte moaște se află în biserica Sfânta Maria din Voluntari, Sfânta Maria din Lemn, biserica de lemn din Voluntari, Pipera, Alea Frezilor numărul 10. Pentru că oamenii care se roagă de fapt au dorințe, el este Sfântul Dorințelor. I-am construit cu greu oraclă prin ajutorul dumneavoastră și vă mulțumesc și în emisiunile viitoare o să vă prezint racla din argint a Sfântului la care încă mai rămas dator. Puțin. Și cei care puteți să ne ajutați, o puteți face. Cu o mică jertfă, cu o mică donație, folosindu-vă de ceea ce v-am spus, să aveți încredere în ceea ce vă spun, că nimic nu e întâmplător, vă puteți deschide o altă poartă care v-a fost închisă, pentru că în gândirea, în modul de comportare, în modul vostru de a fi, ați fost corigenți. Corigenți în sensul că nu ați mulțumit când v-ați trezit lui Dumnezeu, pentru că v-a trezit și v-a mai dat o nouă zi, pentru faptul că nu ați avut grijă la fel de mult de suflet cum ați avut grijă de trup, pentru faptul că ați fost mai mult consternați de frică decât să aveți încredere că veți reuși, și pentru faptul că vorbiți despre credință, dar când este vorba de fapte, avem o problemă. Și mă gândeam astăzi, în timp ce făceam rugăciuni, mă gândeam la oamenii care scriu un acatist și pentru aprecierea sufletului lor lasă un leu ca dar de apreciere și recunoștință pentru Dumnezeu. Dar dacă se pune problema să cumpere ingrediente, bunătăți pentru masa de Paști, nu contează sutele de lei care se pun în bunătăți să mâncăm bine, după care să luăm pastile, să ne ajungem la spital după a doua zi, sau să trăim trei zile de suferință că suntem mahmuri de cât am băut, și restul mâncării să-l aruncăm. Deci pentru trup nu e problemă că vom cheltui bani mulți. Dar dacă e nevoie să cumpăr un pachet al bucuriei, să cumpăr o icoană cu Sfântul Dorințelor, rugăciunea este o dorință și dorința este o rugăciune, acest sfânt pe care îl vedeți pe micul ecran și care în cartea lui ne spune cine mă va avea în casa lui. Nu spune obligatoriu. Cine mă va vrea în casa lui? Cine mă va avea? Suferința va dispărea. Bucuria, bunăstarea și iubirea vor lua locul întristării. Ori gândiți-vă că acest mesaj este un mesaj care este impregnat în subconștientul nostru și dacă acesta este susținut de ceea ce v-am spus, încredere, dacă e susținut de credință și de speranța că prin ajutorul lui Dumnezeu, a momentului că eu astăzi am ascultat o emisiune care îmi poate schimba modul de gândire și a faptului că încep să fac ceva pentru suflet, îmi poate schimba viața. Și vă întreb ce pierdeți. Știți cât pierdeți? Cât ați fi dat pe o pizza și o sticlă de vin. Dar credeți-mă, dacă v-aș citi zecile, sutele de mesaje care vin de la oameni cu mărturii că au fost ajutați în momente grele de Sfântul Pangratie, aici aveți bisericuța, un colț de rai, că au fost ajutați în momente grele de Sfânt mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, cu siguranță ați face coadă să veniți și să vă închinați, dar vă aștept cu această ocazie pe 9 iulie, la ziua lui, când vom face și rugăciuni și dezlegări de blesteme, de farmece, de blocaje. Și cei care ați venit pe 26 la ziua dorințelor, vă mulțumesc celor care ați venit și vă spun că prin credința voastră, prin speranța și încrederea pe care i-ați dat-o Sfântului,
veți afla izbăvire, doar să aveți puțină răbdare. O altă lege a Universului despre care vă voi vorbi este regăsită în grija pe care trebuie să o ai, în primul rând de tine, ca apoi să poți avea grijă de alții. Mulți dintre cei care mă ascultați acum îmi veți da dreptate. Aveți atâtea griji și gânduri care nu vă dau pace noaptea să dormiți. Mă gândesc ce face copilul meu, ce face fiica mea care e la facultate. Ce face că nu se căsătorește sau nu se căsătorește el, că și-a găsit, că nu se leagă nimic. Ce face pentru că, iată, parcă timpul pentru acest suflet s-a oprit în loc. Toate aceste griji te fac, iubite creștine, să uiți de tine. Și am văzut mame dărâmate și tați dărâmați de grija și de suferința care au față de copii. Și acești tați și aceste mame dărâmate de suferința care o au față de copii ajung ca într-un an să îmbătrânească ca alții în cinci, să-și îmbolnăvească trupul și corpul și într-o zi să plece din această lume cu suferința că și-au lăsat copilii sau copiii nerealizați. Și de ce s-a întâmplat asta? Pentru că și-au pierdut, iubiții mei, încrederea despre care v-am vorbit. Poate au folosit recomandări sau tratamente ale sufletului care n-au fost corespunzătoare rezolvării problemelor lor. De aceea eu vă invit la bisericuță chiar mâine, într-o zi de primăvară. Vă invit să veniți și să aduceți hăinuțe de la copiii voștri sau de la voi, cei care aveți probleme, blocaje, să vă citim anumite rugăciuni pe ele și să vă deblocăm de această stare neplăcută în care sunteți. Voi face o pauză de 10 minute, pentru că așa este regula în televiziune, și voi reveni cu cea de-a doua parte a emisiunii, în care voi continua cu ceea ce trebuie să facem pentru a ne elibera de suferința, de grijile și necazurile care le avem și de a fi fericiți. Pentru că vă voi vorbi despre lipsa comunicării, vă voi vorbi despre singurătate, vă voi vorbi despre apreciere și multe alte lucruri pe care trebuie să le știți și să le cunoașteți, ca viața voastră să se schimbe și să trăiți în armonie. Cei care doriți să-l aveți pe Sfânt în casa voastră, aveți acolo numere de telefon. Cei care doriți să aveți cărțile mele, vă recomand, iubiții mei, să le citiți, pentru că sunt folositoare sufletului. Și credeți-mă că vă veți regăsi mulți citindu-le povestea vieții dumneavoastră. Vă veți regăsi mulți momentele de viață pe care le-ați petrecut și le-ați pierdut gândindu-vă că au trecut ani și zile din viața voastră, nerealizând sau nefăcând nimic concret. Îl rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze, iar rugăciunea o vom spune la finalul celei de-a doua părți acestei emisiuni. Ne revedem peste 10 minute. Doamne ajută!